Cât de tare te afectează mesajele care vin în online? Și sunt și critici. Recent am văzut o dispută între tine și cei care te urmăresc pe internet legată de mărirea buzelor, de exemplu. Și am văzut că le-ai răspuns tăios că este corpul tău și faci ce vrei. Păi așa este. Cred că fiecare are dreptul să facă ce dorește corpului. M-a afectat la început foarte tare. Eram foarte tristă din cauza mesajelor, din cauza comentariilor în general și mă focusam practic pe asta și în loc să fiu atentă la ceea ce trebuia eu să fac, eram pe internet și citeam mesajele urcioase, cu toate că probabil erau cele urcioase 30% și restul bune, doar că omul pleacă urechea la ceea ce e rău, din păcate. Și mă afectau foarte, foarte tare și am început în ultima perioadă să gândesc diferit. Pentru că o minte sănătoasă e mult mai bună decât să te critici pe tine. Și m-am gândit ceea ce ar trebui să îmi spun eu mie. Pentru că acum, având și aparatul dentar, mi se foarte greu să și vorbesc. E în regulă, te înțelegem foarte bine. Dar și asta mi-accentuează puțin. Însă pe mine nu mă deranjează. Când mi-am făcut prima dată intervenția, mi-am pus puțin acid hialuronic în buze. Am fost foarte afectată și am vrut chiar să-l scot. Însă oamenii dragi mie mi-au spus că dacă mie îmi place, este ok. Adică ei n-aveau nicio problemă și pe mine asta m-a ajutat foarte tare. Și am trecut peste. Așa că am ajuns la concluzia că fiecare face ceea ce dorește corpului.